Viitorii studenți s-au arătat interesați de programele de studiu ale universităților din afară. Legat de biologie, cam atâta. Să sperăm că va fi bine. E prima oară, e clasa 10-a și am zis măcar așa să ne facem o idee. Să știm încotro o luăm de la an. Studiez pictura și grafica și aș dori să performez în acest domeniu mai departe. Tot mai mulți elevi pleacă la studii în străinătate și asta nu pentru că țara noastră nu ar avea profesori buni, ci pentru că își doresc ca programul pe care îl aleg să fie de prestigiu internațional. La drept. În străinătate? Da, Marea Britanie, sper. De ce? Pentru că e sistemul educațional mult mai bun, mult mai multe oportunități decât România, preferabil decât București și cred că am destule șanse, sper eu. Cred că ar fi mai multe oportunități și mai multe uși deschise pentru mine în acest domeniu. La Constanța au fost prezente peste 30 de instituții de învățământ din Europa și Statele Unite ale Americii care și-au prezentat ofertele. Așteptăm în jur de 800 de copii și familii care sunt interesați atât pentru tabere de limbi străine, cât și licee și universități în străinătate. Este un concept nou, educație 360 de grade, în care dorim familiile din România să se informeze din timp și să organizeze parcursul educațional al copilului. Cea mai căutată țară pentru programele de studiu este Marea Britanie, urmată îndeaproape de Olanda și Danemarca. We are growing together with our students and in fact the Romanian community is among the biggest at Coventry. We get per year probably 200-300 Romanian students coming every year. Well, we have been coming to Romania for more than 5 years now. And every time I come, I see very young, motivated students. I think that Romanians are very well prepared and they think well in advance, which is very good. Cele mai căutate domenii pentru studiile universitare sunt cele de business.